Hristos a înviat. Vreau să mulțumesc pentru că ați răspuns invitației de a participa la acest briefing, în cadrul căruia mă voi referi la ultimele evenimente politice din țara noastră. Este absolut important ca oamenii din Republica Moldova, dar și comunitatea internațională, să aibă o imagine, dar și o înțelegere clară despre acțiunile ce au loc și cum corelează aceste acțiuni cu obiectivele noastre europene. Din start aș vrea să fac o precizare care este una importantă. Partidul Liberal Democrat din Moldova a fost, este și va fi mereu dedicat necondiționat viitorului european al Republicii Moldova și continuării procesului de integrare în Uniunea Europeană. Așa cum am anunțat, chiar din momentul creierii Partidului Liberal Democrat din Moldova, suntem siguri că viitorul european înseamnă o viață mai bună pentru cetățenii noștri. Înseamnă mai multe locuri de muncă, salarii decente, o viață care duce și la călătorii fără de vize, fără corupție, mai multe drepturi, libertăți și bunăstare pentru cetățenii noștri. De aceea, pe parcursul ultimelor 3 ani și jumate, am acționat consecvent în vederea realizării obiectivului nostru european. Au fost momente când Partidul Liberal Democrat din Moldova era singura formațiune din coaliția de guvernare care promova cu adevărat integrarea europeană. Nu vreau să reproșez nimănui nimic, dar totuși este important să menționez că mulți din cei care acum apar în postura de mare apărători ai parcursului nostru european, chiar și acum un an se declarau eurosceptici, puneau la îndoială capacitatea Republicii Moldova de a-și realiza angajamentele asumate în fața cetățenilor, dar și în fața partenerilor noștri occidentali. Și chiar sabotau deschis acțiunile noastre îndreptate spre continuarea cursului de integrare europeană. Noi am știut ce avem de făcut și am acționat consecvent, fiind întotdeauna într-o comunicare permanentă cu partenerii noștri europeni. Aceeași comunicare o avem și acum. În ultimele zile am discutat cu oficialii europeni și am făcut clară poziția Partidului Liberal Democrat din Moldova, privind reconfirmarea orientării europene a partidului. Știu că unii reprezentanți ai structurilor europene sunt dezamăgiți de conflictele politice interne din Republica Moldova, care, în rezultat, încetinesc reformele. Avem aceleași retrăiri, însă nimeni nu a depus un mai mare efort decât noi pentru reconstrucția unei alianțe europene care să îndeplinească angajamentele asumate în fața cetățenilor. În comunicare directă cu oficialii europeni, comisari, lideri de state, am simțit îngrijorarea acestora referitor la demiterea guvernului. Revenind iarăși la declarațiile și trimiterea la poziția oficialilor europeni din ultimele zile, pe mine mă miră faptul cum de a uita dânșii vis-a-vis de poziția oficialilor europeni înainte ca Guvernul Republicii Moldova să fie demis. A uitat cu desăvârșire că înaintea demisiei Guvernului la Chișinău au fost 3 miniștri de externe a 3 state importante europene, ministrul de externe a Poloniei, a Suediei și a Marii Britanii. În cadrul acelei vizite, mesajul a fost transmis clar, tranșant, care, din păcate, n-a fost auzit. Dar și în legătură cu decizia Curții Constituționale din 22 aprilie 2012, o decizie care este una evident politică și care a redus la 0 eforturile noastre îndreptate spre revenirea la normalitate, spre asigurarea condițiilor necesare pentru continuarea cursului de integrare europeană și democratizarea țării. O decizie care a aruncat din nou țara în haos. Nu este un secret că anume noi, cei din Partidul Liberal Democrat din Moldova, am depus tot ce a fost
uman posibil ca și efort pentru formarea unui nou guvern, care să miște în continuare Moldova spre Europa. Nu pot să vă ascund faptul că în perioada premergătoare deciziei Curții Constituționale, mă refer la perioada de așa numite negocieri în vederea constituirii Alianței de Guvernare, am avut dezbateri foarte aprinse în partid, dar nu doar în partid, ceea ce ține de concesiile pe care le-am făcut și despre flexibilitatea, așa cum era numită ea, de care am dat dovadă. Am făcut aceste lucruri pentru ca să asigurăm țara cu stabilitate, țara care are obiective foarte clare și necesită de această stabilitate. Din păcate, tot acest efort depus a fost pulberat și nu cred că pentru cineva, nu doar din Republica Moldova, mai este un secret cine a pus în aplicare scenariul respectiv și ce scopuri au fost urmărite. Drept consecință, am ajuns să constatăm că interesele politice și, dacă doriți, o înțelegere aparte de a face politică în Republica Moldova pentru unii, a pus în pericol integritatea instituțiilor și a justiției din Republica Moldova. Ne-am trezit brusc într-o conjunctură contrară valorilor de bază care definesc comunitatea europeană. O situație fără de precedent, care poate periclita procesul Moldovei spre Uniunea Europeană. Figuri importante din comunitatea internațională și-au exprimat îngrijorare în legătură cu aceste evenimente, și același lucru l-am făcut și noi. Suntem îngrijorați pentru că unele instituții cheie din Republica Moldova au abandonat conceptele de bază, precum procesul echitabil sau supremația legii, și au promovat justiția selectivă. Noi înțelegem foarte bine că acțiunile din Parlament de săptămâna trecută au generat unele întrebări. În primul rând, este vorba de legile care au fost votate săptămâna trecută. De exemplu, decizia de a demite Procurorul General. Am spus public acest lucru și vreau să-l reiterez. Domnul Gurin are calități necesare pentru a fi un procuror bun. Doar că urma să mai respecte și condițiile care sunt impuse de lege. Această demisie a venit în urma rezultatului activității unei comisii parlamentare care a stabilit încălcări de ordin procedural la numirea dumnealui în funcție. Deci este evident că legea în Republica Moldova este una pentru toți, iar în cazul Procurorului General, aceste prevederi ale legei trebuie să fie respectate cu strictețe. La fel, ceea ce ține de amendarea legislației electorale. Iarăși, evident este pentru toată lumea că votarea sistemului mixt în Parlamentul Republicii Moldova a făcut parte din acele condiții înaintate de către colegii din Partidul Democrat pentru ca să voteze pentru Guvernul Republicii Moldova. Probabil și mie îmi va lua mult timp pentru a înțelege de ce, pentru ca să oferi stabilitate țării și să asiguri realizarea obiectivului de integrare europeană, trebuie să condiționezi, inclusiv prin a fi adoptate anumite legi, mai cu seamă în cazul dat, foarte și foarte importante, care vizează drepturile cetățenești, inclusiv dreptul la vot. În concluzie, această lege fiind votată cu mare grabă, fiind condiționată, a necesitat o analiză suplimentară. Iarăși, în cadrul activității unei comisii parlamentare, au fost scoase în evidență grave carențe. Și, în primul rând, condiții care ar fi dus la lipsirea dreptului de a-și exercita dreptul la vot a cetățenilor din stânga Nistrului, a cetățenilor care se află în diaspora, dar și probleme care ar fi fost create în cadrul respectării acestui drept pentru cetățean, în cazul în care
în Moldova ar fi fost organizate alegeri în această toamnă. Și vreau să mai fac o precizare importantă. Atunci când am acceptat votarea acestei legi, am avut în vedere ca alegerile parlamentare să fie ordinare, deci, evident, făcând calculul simplu matematic, ne duceam către începutul anului 2015, perioada de timp care ar fi fost suficientă pentru a ajusta tot cadrul normativ, dar și sub aspect administrativ, să pregătim țara pentru ca toți cetățenii să-și poată exercita dreptul la vot în cadrul noului sistem de vot. Și, desigur, o problemă aparte ține votul pentru resubordonării Centrului Național Anticorupție. Noi urmărim un singur scop, ca în Republica Moldova justiția să nu fie una selectivă, să nu fie una la comanda unui partid politic, dar să fie bazată pe norma legală. Și vreau să vă spun că nu întâmplător, la numirea șefului CNA, decizia finală îi va aparține șefului statului, care conform normei constituționale este și garantul respectării Constituției în țara noastră. Și un ultim proiect de lege care a fost discutat ține de competențele guvernului. Eu am observat cu câtă patimă și emoții au fost făcute comentarii vis-a-vis de acest proiect de lege, doar că celor care fac comentarii ar trebui să facă o analiză mai complexă și să se uite inclusiv la o decizie a Curții Constituționale, mai cu seamă că le place foarte mult să facă trimiteri la deciziile Curții Constituționale când politic le convine acest lucru. Și atunci o să vadă că în anul 2000 Curtea Constituțională s-a pronunțat la acest capitol, iar prin această decizie din 2000 se stabilește foarte clar că președintele Republicii Moldova poate opera remanieri guvernamentale la propunerea primului ministru interimar. Deci, ajustarea legii a avut ca și obiectiv conformarea cu decizia Curții Constituționale. Și mai mult decât atât, în perioade în care avem deja o perioadă suficient de lungă de timp în care avem interimate în exercitarea funcțiilor președintele țării, acum mai nou, a guvernului, asta nici într-un caz nu înseamnă că țara, că cetățenii trebuie să fie lipsiți de decizii care vizează în modul cel mai direct calitatea vieții și procesele vitale pentru țara. În concluzie, aceste decizii au fost necesare, aceste decizii au fost luate și asumate. Astfel, aceste măsuri fac parte inclusiv dintr-un efort de protejare a valorilor europene, de a readuce încrederea oamenilor în sistemul justiției și în clasa politică din Republica Moldova și de a asigura un sistem normal de echilibru în țară. Partidul Liberal Democrat din Moldova este un partid pro-european și tocmai de aceea va acționa oricând va constata că independența justiției este ignorată. Iar cei care cred în democrație trebuie să acționeze inclusiv și pentru a o apăra. După cum am menționat, în aceste zile am discutat pe larg cu liderii europeni despre această situație și am reiterat poziția noastră fermă. Partidul Liberal Democrat din Moldova va continua să implementeze acțiuni pentru a fortifica instituțiile din Republica Moldova, pentru a continua procesul de integrare în Uniunea Europeană. Noi suntem siguri că Moldova trebuie să aibă un viitor european și suntem determinați să acționăm pentru a apăra și pentru a asigura acest viitor în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare o zi cât mai bună. Mulțumesc!